Alături de mine este Elena Ionescu. Bine ai revenit, draga mea. Ce faci? Bine te-am regăsit. Mă bucur foarte tare să fiu în seara asta aici, pentru că mi-era dor, să spun sinceră, de provocarea asta. Mi-a plăcut și data trecută când am fost și acum când am auzit că se anunță noi provocări în cazul Midnight Poker, am zis clar mă bag și uite-mă aici, abia așteptam. Am venit foarte pregătită psihologic, după cum o vezi. E perfect. O ținută impecabilă, atât pot să vă spun. Ai mai jucat poker de la Rotul Las Vegas până acum? Măi, să fiu sinceră, am avut foarte multă treabă în ultima perioadă și multe alte activități și proiecte, dar este o pasiune a mea și mă mai joc așa un pic pe telefon când am timp, acasă cu prietenii, când mai bem un suc, să zic așa, ne întâlnim cu toții, cam aici se... Se învârte. Se învârte. Că tu vorbeai de Elena, mereu a fost emoționată la noi. Da, sunt foarte emoționată. Cred că tot ai vorbit de treabă, ai scos hit după hit. Deși a fost un an greu pentru toți, tu ai reușit să răzbești și chiar să scoți hit după hit. Cum ai reușit? Păi, nu știu dacă neapărat hit, dar o piesă mi-a plăcut oamenilor, că ei le-au ascultat. Asta mi-a plăcut foarte tare. Că le găsiți pe YouTube, au milioane de vizualizări. Într-una dintre ele și în cea mai populară, ca să spunem așa, îmi bate inima, e și tu acolo. Și de asemenea tot pokerul l-am introdus, ca să înțelegi dragostea mea față de această platformă, sau cum să o numim, acest joc. Da, băi, nu știu, nu există o rețetă. Cred că oamenii au fost foarte curioși după venirea mea din junglă și au spus, băi, hai să vedem ce face asta ulterior, și au fost alături de mine. Ceea ce m-a bucurat foarte tare, piesele sunt ascultate, o să înceapă și acum o să încep să mai fac niște proiecte pe partea asta muzicală în viitorul apropiat, așa că muzica continuă să fie una dintre primele mele pasiuni. Știu că ai și o emisiune pe Antena Stars, vorbește-mi puțin cum a pornit ideea. Sexy mamasita. Păi știi cum e, după ce m-am întors din junglă și am stat 5 luni fără băiețelul meu, mi-a fost extrem de dor, iar cumva proiectul ăsta a venit mănușă în viața mea, pentru că îmi doream foarte tare să fiu alături de el. Și uite că Dumnezeu ne-a dat un proiect să fim zilnic împreună, să filmăm 24 din 24. Iar acest proiect este chiar minunat. Suntem în sezonul 2 de Mămici de Pitici cu Lipici, cu multă adrenalină, cu foarte multe activități frumoase pe care în mod normal n-am fi putut să le onorăm sau să le facem în perioada aceasta. Dar cumva ușor-ușor ne bucurăm de toate astea, pentru că uite, se deschid mai toate locațiile, ceea ce ne interesează cel mai mult, să fim prezenți în fața publicului și să, Doamne ajută, să ajungem să avem evenimentele alea frumoase de care ne este cu toți, tuturor dor. Eu abia aștept să te văd la un concert live, recunosc. Trebuie. Proiecte pentru vară, cu ce ne... Când sau ne surprinzi, dacă poți să ne spui? Am să încep cu o vacanță foarte rapid, așa, pentru că simt nevoia să iau câteva zile de pauză și am deosebită plăcere să plec într-un infotrip foarte drăguț împreună cu mulți alți artiști din industrie în Turcia. Și peste săptămână plec, o săptămână, timp de săptămână, așa că mă voi relaxa puțin, apoi voi continua proiectul de Mămici cu Pitici. Și de asemenea piese. Vreau să fac un proiect și pentru afară, pentru străinătate. Am vorbit cu cineva deja, suntem accelerăm și treaba asta, pentru că ne dorim foarte mult să cântăm și pentru publicul de afară. Așa că Doamne ajută, să vedem ce se mai leagă. Eu abia aștept să văd. Vreau să văd ce o să faci seara asta la masa de joc. Eu chiar vreau să-ți mulești cecul. O, Doamne, să fii atentă. Eu sunt modestă, nu-mi doresc. Îmi doresc să acolo să performez de la ediție la ediție, să mă bucur de momentul ăsta, pentru că e frumos și am văzut că sunt și niște invitați deosebiți. Am schimbat câteva cuvinte și... Da, sunt foarte calmi băieții. Da, foarte calmi, foarte relaxați, iar asta ne trebuie. Eu cea care bombă în mult, iar ei cei care vor lăsa de la ei. Iar pe voi vă îndemn să urmăriți emisiunea toată, pentru că Elena ne-a promis că ne va cânta live la masa de joc. Elena, îți mulțumesc mult! Da, mulțumesc și eu! Să urmăriți pe Elena, să-i urmăriți emisiunea, piesele, este o fată extraordinară. Mulțumesc mult și hai să-ți dau cecul. Hai, Doamne ajută!